Domnilor și domnilor, în culise, în clipele următoare, se află un alt invitat special al maestrului Nicolae Bodgros, onorat fiind de invitația maestrului. Îi spun bun venit încă o dată, la o dată în viață, lui Cristian Pomohaci. La mulți ani! La mulți ani! Am adus o iconiță. Așa. Doamna Sofia Vicoveanca mă întreabă în culise, se deschide? Și am spus nu, că e gata deschisă, inima Mântuitorului deschisă oricând pentru oamenii buni și pentru fiecare om în parte. Este pentru dumneavoastră, pentru că știu că peste puțină vreme o să vă aniversați și cum ziua maestrului Nicolae Bodgros o să fie de acum înainte zi națională pentru Basarabia, vrem să spunem la mulți ani. N-aș vrea să audă maestru ce spun acum. Și oricum suntem în familie și n-aude nimeni decât doar noi. Așa. Pentru că deja ați împământenit emisiunea și emisiunea Odată în viață este deja o familie. L-am cunoscut pe maestru Nicolae Bodgros pe scenă, l-am cunoscut acasă și l-am întâlnit în biserică. L-am întâlnit pe Nicolae Bodgros în București, în Brașov, în Chișinău, în Londra, în Moșuni și oriunde l-am întâlnit mi-am dat seama că este același om. Nicolae Bodgros își face cu greu prieteni, pentru că știe că astăzi o prietenie se întreține greu. Am ajuns greu lângă dumnealui, dar s-a meritat jertfa și drumul bătut până la Chișinău ca să-i câștig încrederea acestui om. Spuneam odată și o spun și astăzi cu vehemență și nu o să retrag niciodată ceea ce spun și nu o să-mi pară rău. Cine stă lângă maestru Nicolae Bodgros este și va fi artist. Pentru că sunt astăzi înconjurat de familia Bodgros și am avut bucuria să merg și lângă Cahul, în satul domniei sale. Și am văzut cu cât drag îl iubesc oamenii acolo și mormintele părinților domniei sale sunt încă cu flori proaspete. Noaptea, iarna și în fiecare dimineață. Mi-am dat seama ce înseamnă Bodgros. Dincolo de omul sever, de omul de armată, de generalul de armată, l-am găsit pe copilul culiță, l-am găsit pe dirijorul Nicolae Bodgros, dar înainte de toate l-am găsit pe omul Nicolae Bodgros pe care îl iubesc. Să trăiți la mulți ani, maestre! Cred că nu v-am văzut niciodată așa. Am întrezărit un pic din copilul Nicolae Bodgros, un copil greu încercat, cu un destin foarte greu, pornind de acolo din Cahul, alături de o familie în care a învățat ce e greul, a învățat să-și câștige existența de foarte mic, a învățat muzică de foarte mic. A mers la nuntă, spectacolul nunții a fost familiar, încă de foarte mic și, dacă vreți, această experiență l-a aruncat de timpuriu între oameni. Acest lucru l-a învățat să se adapteze unora, altora, oamenii sunt diferiți, pentru un copil sunt experiențe care pot fi uneori brutale, dar cu toate acestea, singurul însoțitor de nădejde i-a fost muzica. Faptul că astă seară v-am văzut lăcrimând, faptul că astă seară ne-am întâlnit cu altă emoție, nu aceea pe care o trăiți în scenă, este pentru că omul Nicolae Bodgros, acolo, în interiorul său, se conservă și păstrează acel spirit, acea stare, pe care ne-ați dezvăluit-o acum câteva clipe, puțin, pentru sine. Vă mulțumesc pentru că ne-ați demonstrat astăseară că dincolo de arta pe care ne oferiți,
ne-a oferit și alt tip de emoție. Mulțumim foarte mult, lui Cristian Pomohaci. Vă rog. Dacă se poate, vreau să mulțumesc foarte mult părintelui, artistului Cristian Pomohaci, pentru faptul că în satul meu am mers la mormintele părinților mei. Eu când vorbesc despre părinți, nu-mi trebuiește altceva. Mi-aduc aminte de tot ce am trăit eu în copilăria mea. A fost o copilărie dulce, grea, frumoasă. Fiindcă fiecare copil, fiecare om își trăiește copilăria acasă, cum de Dumnezeu. Iar eu, părinții, n-am să-i uit niciodată. Tata mi-a pus vioara în mână, tata mi-a îndrumat și îi se datorează mult lui tatăl meu tot ce se face astăzi aici. Dumnezeu să-l odihnească. E mândru, maestre, de dumneavoastră, cu siguranță, de toate realizările și de toată bucuria pe care ați lăsat-o în inima românilor. Vă invit să cântăm, să ne însoțim cu muzica în continuare, doamnelor și domnilor, alături de Cristian Pomohaci. Vă întreabă, maestru, ce cântăm? Așa. Vreau să auziți. Așa. Pentru prima dată, o dată în viață, vreau să cânt cu maestru Nicolae Bodgros o piesă nouă, care o dedic acestui mare om, ambasadorul românilor de pretutinde, nu numai din Basarabia. Unul cu unul face doi, mulți n-au ce căta între noi. Minunat, minunat mesaj, domnilor și domnilor, împreună prin muzica astă seară, maestru Bodgros, lăutarii și Cristian Pomohaci. Succes! Face doi, la la e la, la 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 e la. Mulți n-au șecăta între noi. Ca și omul nu-i niciunul, la la e la, la 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 e la. Dintre doi te vinde unul. Om e om, așa grăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Și cum crede. Mânci cu omul un sac de sane, la la e la, la 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 e la. Și nu știi ce minte are. Mânci o bită la o lalătă, la la e la, la 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 e la. Dar nu știi ce minte-l poartă. Că, Doamne, minte cui n-are, ori o ieșe cât o are. Dă, Doamne, și nu lăsa, de unde este nu lua. La 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 la, și e moșu fuluit. Lemnul strâmb nu-l dai la vale, la 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 la. Omul rău nu-l dai la cale. Om e om, așa grăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Sus-i Dumnezeu și vede, să ne judece cum crede. Și ne-ai supărat pe mine, la la e la, la 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 e la. Crească-i coadă ca la câine. Și ne-ai supărat pe noi, la la e la, la 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 e la. Crească-i coarne ca la boi. Om e om, așa grăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Sus-i Dumnezeu și vezi.
Cristian Comohaci alături de maestrul Bodgros astă seară, spunându-i la mulți ani, spunând la mulți ani orchestrei Lăutarii. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea din această seară. Vă mai așteptăm la emisiune. Mulțumim mult, Cristian Comohaci.